Am întors la Superneața cu, o să-i zic titulatura de la mine din foaie. Jurnalist și antreprenor EM360 Group. Bună dimineața, Bună Adrian dimineața. Ce-mi place așa când văd titulaturi de-astea. Da, astea sunt alea oficiale. Sale oficiale, da. Da. Cum te recomanzi când saluți pe cineva? Salut! Adi, îmi pare bine. Adi, da. Ok. Adi, despre ce vorbim azi? Păi, hai să facem un top al celor mai frecvente 6 greșeli, erori pe care tindem să le facem și pe care le-am extras, cred că din sute, poate mii de discuții cu oameni care tot spun lucruri plângându-se că, știi, viața e grea. Greșeli pe care le facem se când? Se zicea, tăchie scumpe la tăznii greu. Tăchie scump. Da. Greșeli pe care le facem pe parcursul vieții, dar cu care începem foarte timpuriu și atunci tind să devină o obișnuință. În relație cu banii. În relație cu banii. Și aș începe cu prima, care se numește blocajul. Așa. Ne grăbim cu o achiziție de obicei foarte importantă în viața noastră, fie că vorbim de casă și sigur, la foarte mulți dintre tineri se încadrează aici și mașina. Ce înseamnă blocajul banilor? Înseamnă că hotărâm să facem o achiziție înainte să fie momentul acelei achiziții și chiar dacă am reușit să punem deoparte o sumă considerabilă, poate să fie 10.000 de euro, poate să fie 30.000 de euro, poate să fie vorba chiar de o sumă mai mare, înainte să avem aranjat un plan care să poată să genereze în timp venituri din investiții, din plasamente, din orice altceva, luăm banii ăia care ar putea să producă și îi omorâm la propriu, înfundându-i în ceva. De exemplu, adică să-ți cumpere o mașină scumpă sau o casă, înseamnă că blochezi banii. De ce? Pentru că acea casă va începe să coste, da. Iar dacă tu nu ai alte resurse, banii rămân blocați. Chiar dacă la un moment dat tu ai o anumită poziție de bunăstare, te poți considera chiar bogat, nu? Ai 30-50 de mii de euro. Aia i-ai luat și i-ai infundat într-o casă pentru care urmează să plătești în continuare. Dacă acei bani cu ceva răbdare îi pui să producă, începi să investești, ăia vor putea să genereze alți bani. Și poate că momentul achiziției ar trebui să fie peste 5 ani, peste 7 ani, peste 10 ani. Deci acest blocaj al banilor pe care îl fac foarte mulți care dispun de o sumă la un moment dat, este una dintre cauzele care duc practic la un blocaj îndelungat chiar. Și atunci e foarte important același lucru să nu îl înlocuim luând un credit. Pentru că am țin eu banii ăștia, investesc, iau un credit, dar fac același lucru plătind niște rate pe care nu mi le permit. Și acest echilibru între cât credit mi-ar da banca, care s-ar putea să-mi dea mai mult, versus cât credit îmi permit să iau în raport cu ceea ce vreau eu să cumpăr. Ok, nu e bine blocaj, nici așa, nici blocaj, dar nici nu e bine să iei credit la bancă atunci, unde, dacă chiar vrem să facem o achiziție? Păi, achiziția trebuie amânată. Aici e o chestiune de mentalitate. Ne-am obișnuit să fim toți proprietari foarte timpuriu și să fie aceasta măsura bunăstării noastre, când de fapt s-ar putea să fie chiar cauza unei posibile întârzieri a bunăstării noastre viitoare. Blocajul ăsta trebuie evitat cu orice preț. Trebuie să rămânem lichizi și să vedem cum putem folosi acei bani ca să producă cu răbdare. Și există două feluri în care poți să faci bani. Cu răbdare, dacă nu ai foarte mulți, pentru că prin acumulare în timp și cu răbdare și cu un plan pus la punct. Dar nu e mare filozofie, pentru că ai opțiunea de a merge la bursă. Dacă pentru unii e complicat, poți să mergi liniștit să faci un depozit. E cea mai simplă variantă. Măcar un depozit, pentru că altfel te mănâncă inflația. Și sigur, alternativ, între ele mai e varianta obligațiunilor de stat. Variante sigure. Nu sunt extrem de suculente, nu sunt cele mai profitabile, dar în timp lucrurile astea lucrează pentru tine. Okay. A doua problemă pe care am văzut-o, așa ca numitor comun, este, hai să îi dăm un nume pretențios, lipsa auditului intern. Pe scurt și pe românește, nu-ți faci o radiografie foarte clară a bugetului tău. Nu știi exact pe ce stai și de-aia planificarea e soluția. Încearcă să vezi cât ai, de cât dispui și să începi să-i pui la treabă. Și am spus deja o chestiune pe care am văzut-o din nou la foarte multă lume. Stau cu bani în contul curent. Eu nu pot să înțeleg treaba asta. Ce fac asta? Contul curent te costă. Așa. Deci nu doar că nu câștigi nimic, dar îți ia 5 lei, comisioane. 10 lei, 20 lei. Adică e aberant. Ok, pune deci trebuie să pui într-un cont care produce ceva. În cel mai rău caz, pune-i măcar pe un depozit pe 3 luni. Okay. Pune-i pe un depozit pe 6 luni. Repet, îți acoperi măcar comisioanele. Inflația. Și nu ignorați varianta obligațiunilor de stat și a variantei de a merge la bursă și toată lumea spune, bă, mergi tu la televizor și tot dai sfaturi cu bursa, ce să facem mă noi cu bursa, că noi avem poate 200 de lei, 500 de lei, 1000 de lei pe lună, ce să facem noi la bursă? E foarte simplu, mergeți la una dintre băncile cu care lucrați,
puteți merge chiar la bănci cu care nu lucrați pentru a vă lua aceste informații și spuneți că aveți un plan prin care vreți 100 de euro, 150 de euro pe lună, pe trimestru, aveți acești bani pe care vreți să-i băgați la bursă și sunt fonduri deschise prin care, exact așa cum ai cotiza la o asigurare sau la un fond de pensii, da? Și sunt aceste fonduri de investiții deschise prin care poți cotiza o perioadă, după care ei încep să lucreze pentru tot tine. Soluția vine de la bancă, dacă nu vă, sau de la orice broker cu care ați putea să stați de vorbă. Ok, mai e un minut, să-mi zici încă trei. Facem abstracții de realitățile vieții, de inflație, am spus, de faptul că viața e, pe lângă că e frumoasă, e mai lungă decât credem noi și nu ne facem planuri așa pe termen foarte lung. Mulți dintre cei care am vorbit se bazează pe stat. Da. Că în cel mai rău caz mă ajută statul. Nu, statul nu o să te ajute. Așteaptă mulți și mă mir, de unde e chestia asta așa să ne pice nouă din cer? Mulți se cred așa mesianici, că au menirea asta să fie ajutați de univers. De altcineva. Așteaptă să dea lovitura. Ok. Dacă nu faci nimic și doar aștepți. Fie pe o speculă într-o zonă bursieră, fie prin loto, fie prin, nu știu, să-i lovească la un moment dat ceva. O a cincea eroare pe care vreau să subliniez e aceasta. Așteaptă să dea lovitura. Ceva li se va întâmpla lor în viitor. Au încredere în astre. Nu-i rău, ok, nu-i rău. Dar trebuie totuși să faci ceva. Fă și tu ceva. Ultima este legată de mentalitatea limitată. Și aici, foarte pe scurt, sunt trei lucruri. Prima, confuzia dintre nu-mi permit, da, și nu-mi permit acum. Că mulți spun, domnule, nu-mi permit, nu-i de nasul meu. Nu, e o greșeală. Nu, trebuie să vrei, trebuie să-ți dorești, trebuie să crezi că îți poți permite la un moment dat. Ideea e să poți să diferențiezi între nu-mi permit acum și nu-mi permit deloc. Și nu-mi permit deloc sau nu o să-mi permit niciodată. A doua e povestea asta că, bă, banul e ochiul dracului, bă, n-am duce fericire, nu e o problemă, nu ne trebuie nouă bani. Banul, de fapt, este un instrument. Dacă învățăm să-l folosim, e super în regulă. Știi, e oarecum povestea vulpii și a strugurilor. Când nu ai... Banul nu-i ochiul dracului. Clar n-aduce fericirea, dar ajută să o întreții. Vreau într-un episod viitor să vorbim puțin despre asta cu bursa, să le mai dăm oamenilor câteva sfaturi. Putem lua câteva exemple concrete și simple și să folosim poate niște sume mici cu care chiar din trecut, deși trecutul nu e neapărat o oglindă a ceea ce urmează să se întâmple și nu poate fi folosit ca referință, dar se pot face lucruri cu sume mici. Așa că rămâneți cu noi, în fiecare săptămână putem afla cum să ne investim banii de la jurnalistul și antreprenorul Adrian Mânuț. Aoleu! Mulțumim, da. Adi! Te salutăm, să ai o săptămână cu mulți bani, la fel și voi, vă dăm câteva minute de...